Bine ați revenit la mobilisimo.ro, tableta este Samsung Galaxy Note Pro 12.2, jocul este Godzilla Strike Zone. După cum știți, se află acum în cinematografe noul film Godzilla și el are două jocuri asociate. Primul este acesta, este cel mai complex, se numește Godzilla Strike Zone, celălalt se numește Smash 3, e un fel de Candy Crush și o să-l abordăm altă dată, deocamdată ne axăm pe jocul ceva mai complex. Aveți trei misiuni, foarte scurte, frustrant de scurte, și controlul este și el frustrant. În prima misiune, săriți din avion, cam cum se întâmplă spre finalul filmului, când soldații pleacă să ia un focos nuclear din San Francisco, și trebuie să treacă printre ghearele și labele lui Godzilla pe măsură ce cad din cer. Eu trebuie să direcționez personajul principal cu accelerometru, astfel încât să nu se lovească de ceilalți parașutiști. Știu că pare o misiune ciudată într-un joc care e în principal un shooter, dar nici măcar partea de shooter nu e foarte încântătoare, deoarece veți trage în obiecte, în pereți, în mașini și în general în orice obstacol din calea voastră. Nu trageți în Godzilla, nici în cei doi muto care vă bateți. Încercăm să ne ferim de parașutiști. Și când trecem de un anumit nivel, observați că metri tot curg pe ecran. Veți vedea că vom ajunge și lângă Godzilla. Va începe să se vadă orașul, cele mai înalte clădiri. Veți vedea și capul monstrului. Veți auzi și răgetul său. Iată-ne lângă oraș. Grafica jocului nu arată chiar rău, mai ales că jucăm pe o rezoluție foarte ridicată și pe această tabletă. Exact că mai aveam puțin. O să apară și Godzilla imediat. Iată-i capul și am ajuns în sfârșit în oraș. Aici mai avem o mică secvență în care plutim cu parașuta printre clădiri. Nu e cine știe ce. Apoi urmează două misiuni de shooter. Vă croiți drum printre mașini, printre pietre, printre rămășițe. Sau vă loviți cu parașuta de clădire, cum am făcut eu. V-am spus, jocul este frustrant și se putea face ceva mai mult. În fine, jocul este gratuit, se numește Godzilla Strike Zone și hai să jucăm altă misiune, Ground Rescue. Tableta este uriașă, destul de greu de controlat, dar voi încerca să mă descurc. Hai să vedem cum stăm cu shooterul. Hai să umblăm la sunet, pentru că atmosfera este, aș spune, destul de ok. Avem o hartă în partea stângă sus. Ați auzit răgnetul, răgetul trademark al lui Godzilla și acum ne îndreptăm spre o țintă de pe hartă. Observați că avem și un buton de salt. Sărim printre mașinuțe. Va trece o grămadă de timp până veți începe să trageți în ceva. Și de obicei trageți automat. Acum ne vom feri de o mașină care venea spre noi. Și dacă vă lovea acea mașină, era game over. Dar din fericire nu este. Trecem mai departe. V-am spus, jocul este destul de plictisitor pentru un titlu care se vrea a fi asociat unui film de acțiune, unui film de super acțiune. Personal nu mi-a plăcut filmul. S-a schimbat total legenda lui Godzilla și filmul nici măcar n-a fost despre Godzilla, a fost despre două creaturi numite Muto. Iar Godzilla era the good guy care se lupta cu acei Muto și salva pământul. Iată un pic de textură aici în care intrăm. Trebuie să o luăm de la început. Din când am înțeles, este și o urmărire la un moment dat, probabil prin misiunea a treia, și am căzut din nou. Foarte frustrant jocul. Cel mai rău, cred că m-am enervat la prima misiune, cea cu parașuta, și nu neapărat la prima parte, la Halo Jump, ci la partea când pluteam printre clădiri. Jocul are probleme mari cu controlul și mai ales când folosiți accelerometru. Iată-ne, în sfârșit, trecuți de obstacol, dar nu s-a terminat încă cu salturile. Mi se pare fascinant că avem pușcă, avem pușcă cam degeaba în acest joc. O să vedeți că și nota e pe măsură. Este un joc pe care dacă aveți răbdare, îl terminați foarte rapid. Dacă vă puneți mintea cu el, chiar și într-un sfert de oră, sunt gata cele trei misiuni.
ceea ce e ușor dezamăgitor, mai ales că vine de la Warner Brothers, care au foarte mulți bani și puteau să angajeze o firmă de developeri să facă un super joc. Trebuie să ajungem cumva sus și pentru asta vom țopăi pe mașini. Aici jocul deja devine parkour, devine un fel de Mirror's Edge, mai slab. Și dacă vom cădea, va fi game over sau mai multă plictiseală. Iată, ne-am ajuns și mai departe, jocul rămâne și mai plictisitor, noroc cu atmosfera și noroc cu grafica, pentru că la alte capitole stă prost. Iată, ne încă un checkpoint și încă o zonă peste care să trecem. Aici trebuie să mergem pe o țeavă deasupra unui gol, o să fie interesant. Și am căzut și am murit. Ok, acesta este Godzilla Strike Zone, un joc foarte scurt pe care îl terminați în aproximativ 15 minute, un joc foarte frustrant și un joc care nu se potrivește cu filmul. În fine, dacă nu v-a plăcut filmul, se potrivește cu filmul, pentru că este la fel de prost ca filmul. Îi dăm nota 5,5 din 10, se joacă bine pe tabletă, grafica arată ok, doar că gameplay-ul nu e prea bine pus la punct, un joc pare făcut în fugă pentru a promova filmul. Cam atât la mobilisimo.ro, Godzilla Strike Zone 5,5 din 10 și verdictul, do not download. La revedere!